Spre slava Domnului aș dori să recit o poezie, Oase uscate. Prorocul parcă se trezise, visase oare, se rugase, în mijlocul unei văi întinse și acolo oase lângă oase. Suflase peste ele vântul și soarele le prea uscase, împrăștiate pe pământul uscat, erau uscate oase. Fusese o știre odată, viteși în lupte sângeroase, învingători și învinși de oaltă, erau acum niște oase. În liniștea înfiorătoare pășea prin valea aceea omul, neînțelegând aceea stare și nici ce vrea să spuie Domnul. Și un glas a răsunat deodată, înfiorându-l cu o întrebare: O fiul omului, se poate să învii aceste oase oare? Dar ca să știi că eu sunt Domnul, tu prorocește învierea și zic, așa vorbește Domnul ce are cuvântul și puterea. Voi oase, ascultați la mine, vă voi da duc să vă renască și vă voi țese iarăși bine și carnea iar o să vă crească. Vă voi da piele și suflare și veți învinge morții somnul. Veți învia, veți sta în picioare și atunci veți ști că eu sunt Domnul. Porni un vuiet prima oară și o mișcare nefirească și oasele se alăturară și prinse carnea să ne crească. Și dintr-o dată, ce minune, să-și miră morții în picioare, să dure drept și vii pe lume. Era o oaste foarte mare. S-a dus nădejdea de trezire, suntem uscați ca niște oase. Secat izvorul de iubire, suntem doar amintiri frumoase, a nopților de părtășie, a rugăciunii lăcrimate, a revărsării bucurie de a fi gustat din tinătate, a inimii ce stă să iasă din piept de atâta fericire, de a fi a Domnului mireasă, de a aștepta pe El ca mire. S-a dus nădejdea de înviere, mereu înfrânți, cu fețe trase și stoși de urși ce putere, suntem uscați ca niște oase. O, Doamne, Duh de mântuire, din cele patru vânturi vină și suflă vântul de trezire peste biserica în ruină și adu plânsul pocăinței, puterea de a ruși uitată, îngenuncherea umilinței, mustrarea cugetului toată, ne mustră multa libertate și viața fără de rușine și ochii ce poftesc la toate, căci nu mai știm ce rău sau bine. Nu iau cuvintele înainte, dar așa de des uităm de tine și mâna deseori se întinde să ia ce nu-i se cuvine. Ne plac învățătorii care ne dau învățături plăcute, ne dau nădejde înșelătoare și urmăm pe neîntrecute. Îndură-te de cei din urmă, să nu ne pierdem mântuirea, acum cât timpul nu se curmă și cât întârzi răbirea, în numele acelui care n-a pregetat ca să plătească supremul preț, răscumpărarea pentru ființa omenească, trimite Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, o, prorocește-ne învierea. Amin. Amin.